Partea de montaj la documentar a fost foarte grea, pentru că era foarte mult material, nu exista neapărat un fir epic foarte clar de urmărit, sau chiar dacă el exista, nu era foarte clar, neexistând un text de voice-over sau un interviu care să ducă povestea. Și atunci provocarea a fost să încercăm să spunem povestea numai cu ce avem filmat, fără să adăugăm noi un povestitor. Și trebuie spus că eu sunt monteor de meserie, adică am terminat secția de montaj la facultate. Și m-am zbătut destul de mult cu materialul brut, am ajuns la un rough cut și într-un final am decis să cer ajutorul altor perechi de ochi și unei perechi de creiere, pentru că e vorba de două persoane, Ștefan Pârlog și Mircea Olteanu, cu care am funcționat cumva într-o echipă de trei, eram toți trei monteori, chiar dacă eu eram în rolul de regizor, și contrazicându-ne, certându-ne, colaborând, am ajuns până la urmă la un rezultat care cred că e bun și sunt convins că nu aș fi putut să-l ating singur. Adică decizia de a asculta de părerea altora, chiar dacă e una foarte dificilă pentru un autor care și filmează și regizează și montează, a fost decizia corectă. Au fost vizionări, de exemplu, cu noi, eu, regizorul, cei doi monteori, producătorul și producătorul HBO, și dacă ei cumva au fost de acord cu niște schimbări, eu am sfârșit prin a fi de acord chiar dacă eram împotrivă de la început. Adică chiar dacă eu credeam cu tărie într-un lucru, dacă majoritatea a vrut altceva, eu m-am supus. A fost un fel de democrație. Din nou, nu e specifică unui autor total, deci poate filmul nu e chiar 100% al meu, dar prefer să nu fie 100% al meu și să fie gustat de public. Nu tot timpul funcționează argumentele, pentru că dacă eu țin cu dinții de un cadru pe care nu vreau să-l scot din film, pot să-mi aduce orice argument, s-ar putea să nu funcționeze. Dar dacă 5 oameni din echipă în care am încredere și până la urmă de aia sunt în echipă ca să fim o echipă, îmi spun că ar fi mai bine fără, atunci mă supun, plec capul și scoatem cadrul respectiv. Cu asta am încheiat mineritul la Petrina. M-a mai întrebat cineva dacă eu sunt cineast sau activist și am răspuns amândouă, poate chiar activist prima dată. Eu mă bucur că am găsit un proiect în care să îmbin lucrurile astea două. Mie îmi place să lupt cu nedreptatea, am fotografiat proteste, am filmat proteste, ies la proteste de fiecare dată când simt că e cazul și această radere de la suprafața pământului a minei Petrila mi s-a părut, de când am auzit de planul ăsta, mi s-a părut a fi o crimă. Și atunci mi-am pus talentul meu, mă rog, priceperea mea în slujba cauzei. Pe lângă asta, sigur, am făcut și un film care sper să aibă succes și sper să aibă spectatori, dar faptul că am reușit să găsesc un proiect în care să îmbin cele două scopuri, al meu ca cineast și al meu ca activist, ca tânăr care luptă pentru lucruri în țara asta în care totul se duce naibii, mă bucur foarte tare că le-am combinat. Noi am căutat o dinamică, am gândit poate chiar un pic hollywoodian, adică în așa fel încât să nu plictisim și să nu fim neapărat în trendul filmului românesc. Dacă a funcționat, o să decidă publicul în următoarele săptămâni. Demersul de a salva clădirile are un happy end, adică o parte dintre clădiri sunt clasate ca monument istoric, deci nu mai pot fi demolate. De aici până la un adevărat happy end în care în clădirile astea să se întâmple un centru de cultură sau un muzeu sau orice altceva, mai e cale lungă. Dar lupta pe care eu am urmărit-o s-a soldat cu un succes și sper să fie un bun exemplu pentru alții care au lupte de pornit în țara asta.
Cu ce vehicul te-ai dus pe planeta Petrila? M-am dus cu un vehicul greșit, și anume prejudecata de a intra în Valea Jiului, despre care știam numai lucruri urâte, și cu capul în pământ mi-am dat seama că am greșit și am devenit cetățean de onoare al planetei Petrila.